Bună seara. Depinde acolo ce urmă urmăriți, sunt, vedeți, costumată, de făcut conserve, ca la țară, adică o vestimentă corectă, corespunzătoare, un prins de păr ca tare, nu despre asta este vorba. M-am mobilizat cu fasolea păstăi și am zis să vă arăt cât de rapid o bag eu la borcan. Trebuie să pun multe borcanașe, dar fiindcă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu recoltă bună anul acesta, băgăm la borcanașe. Rețeta e simplă. Prima oară curățăm păstăile, le curăț vârfurile și eu le tai, pentru că cred eu, în căpșorul meu, că intră mai multe în borcan dacă le rup așa în două, depinde cât de lungă e păstaia, dar în general le rup în două și le pun, după cum vedeți aici, într-un bol ca să le spăl imediat. Spăl bine păstăile. Am pregătit borcanele și acum pur și simplu, dacă nu fug, iau și bag păstăile în borcane. Am borcane de 800, dacă nu mă înșel, 700 și ceva, 800 aproape. De exemplu, la o mâncare folosesc două borcane. Momentan, că copiii sunt mici, dar mai încolo cred că 3. Așa că trebuie să fac multe borcane să avem pe toată perioada cât nu avem fasole verde, că și noi mâncăm fasole verde. Bun, le fac puțin așa să intre, oricum ele când se fierbă se mai lasă, așa că nu are nimic dacă le îndesăm puțin ele, dar nici foarte mult, adică totuși. Uite așa le las. La borcan, atâtea bag și continui așa până umplu toate borcanașele. Bun, am aici borcanele umplute, acum o lingură rasă de sare crunjoasă, sare pentru murături, pun deasupra și asta e opțional, eu așa fac, așa ne place, o linguriță de oțet, doar o linguriță. Ce face oțetul? Pe lângă faptul că conservă cât mai bine păstăile, mie îmi place să îl adaug în momentul când cresc așa în tigaie cu usturoi păstăile. Așa că îmi reduc mie din munca pe care o fac atunci când voi căli păstăile. Dacă nu vă place gustul, puteți să-l omiteți, evident. Sau dacă vreți, puteți să adăugați puțină lămâie. Eu fac asta doar pentru gust, pentru nimic altceva și, bineînțeles, pentru conservat, că se conservă mai bine. Am pus apă la fiert, căci vreau să pun apă fierbinte peste ele. Umplu cu apă situația. Apă fierbinte, după cum vă spuneam. Eu nu le opăresc înainte. Le fierb bine acum la cea una afară. O oră, oră jumătate și gata. Borcanașele le pun la foc, la ceaun, trebuie să iau o oală mai mare, că nu mă desfășor doar cu asta, dar bine, nu despre asta e vorba. Le pun așa de apă și le mai învârt în timpul fierberii și de când începe apa să fiarbă, momentan nu fierbe, o oră, oră jumătate le voi lăsa până schimb ele culoarea, dar minim o oră, sigur, sigur vor sta la foc. Seară am fiert până târziu borcanele de fasole și am zis să fac ultima parte a videoului ca să le vedeți cum sunt. Păstea le-am lăsat la răcit în ceaun, le-am lăsat așa, iar aici sub prosoape avem și primatură pe care am lăsat-o la răcit în prosoape și încă e călduță. Și uite așa arată păstăile de fasole verde, pregătite pentru iarna. Asta ar fi primatură. Aici am făcut 8 borcane, dacă nu mă înșel, 2, 4, 6, 8, iar aici am 7, nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mamă, știu să și număr, 7 borcane de 800, iar astea tot așa, de 800 sunt. Deci, primatură de fasole verde la borcan este executată și așa arată. Pregătită să o desfacem, să-i punem niște usturoi, puțin așa dat în tigaie cu puțin ulei și gata, mâncărica. De asta îmi place să fac conserve, că sunt mult mai eficiente, nu mai stai să fierb, nu mai faci nimic, ai desfăcut, ai dat puțin în tigaie și gata. Deci așa fac și conservele de fasole verde păstăi la borcan. Spuneți voi în comentarii cum le faceți voi, care e metoda voastră, a mea asta e.